Universitatea Cluj nu s-a putut bucura cum se cuvine de reușita obținută în Ștefan cel Mare duminică seară, atunci când cu un egal a reușit să se întoarcă în Liga 1. Așa că fiesta a pornit cu adevărat atunci când Șepcile Roșii au ajuns înapoi la Cluj. Surpriza din vestiarul jucătorilor a fost primarul Emil Boc, care a venit pentru a sărbători promovarea alături de echipă. Câte mesaje mi-au venit, mi-au spus să vă spun că sunteți cei mai iubiți din lume, băieți. Bravo! Universitatea Cluj a promovat duminică seară în elita fotbalistică a României după 7 ani de absență de pe prima scenă. Elevii lui Eric Lincar se vor întrece astfel în următorul sezon cu CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova.